Salut! Sunt Otto de la Mire TVO, iar în clipul de astăzi veți vedea toate mesele pe care le-am avut în săptămâna 3 de menținere de masă musculară. Veți vedea câteva din antrenamentele mele de la sală, iar eu consider că am avut cea mai bună formă de până acum, așa că stați aproape, urmăriți tot clipul până la sfârșit, să vedeți câtă masă musculară am pus și ce formă bombă am scos pentru săptămâna aceasta. Ia uitați aici recolta de dovleci al lui taică-meu. Mamă, sunt enormi ăștia. Și sunt foarte slab caloric. Sunt foarte buni pentru dietă, fraților. Băgați la cuptor cu o linguriță de miere pe deasupra, merg extraordinar. Fraților, ai mei au plecat la Călimănești. Sunt vis-a-vis de mănăstirea Cozia la Căciulata. Au luat foarte multă marfă de aici. Și eu sunt acasă, aștept pe cineva să vină să ia, cred că cel mai mare colet de până acum. Mă rog, nu e colet, vin dâns și personal să le ia. Ia uitați, au 6 burcane de miere de mană din aceasta neagră, premiată cu locul întâi la târgurile naționale apicole. Cea mai bună miere de mană din România. La noi o găsiți. Avem păstură, 100 de grame. Avem aici miere de coriandru, 6 burcane. Și ce mai avem? Miere de cimbrișor. Și de aici și de astea 6 borcane, sau mă rog, sunt amestecate, nu știu exact. Au făcut părinții mei coletul aseară. Și mai avem 2 sticluțe de sirop din acesta de muguri de pin în miere, macerați în miere. Este extraordinar și acesta pentru sezonul rece. Mă duc să duc borcanele la poartă pentru că mai au foarte puțin și ajung, m-au sunat și vreau să le urez multă sănătate și să le mulțumesc că au ales produsele noastre, produsele Miere TVO. Fraților, trebuie să vină ai mei de la Călimănești și pregătesc aici paste. Facem paste boloneze, avem aici carne din asta tocată, amestecvită porc. Aici fierbe apa, trebuie să adăugăm pastele Barilla. Și șef Otto o să pregătească cea mai șmecheră porție de paste pe care au mâncat-o părinții mei. Am pus jumătate de kilogram de carne, am pus usturoi, sosuri din aia din borcan și ce mai am pus? Oregano și busuioc, ca și condimente. Atât. Aici fierb pastele, dar mi se pare că arată super tare sosul ăsta. Am avut sos arabiata în borcan, fără carne, de aceea am cumpărat carne separat. Și mi se pare că arată foarte bine sosul ăsta. Am făcut foarte mult sos, dar este ok. Pentru că eu oricum mie îmi place cu mult sos și nu pot să gătesc, frate, o porție, două de paste. Mie îmi place să fac dita mai oala. Și secretul este să o mai lăsați, să le mai lăsați 2-3 minute să fiarbă cu sosul. Pentru că am foarte mult sos, este foarte bine. Mă ajută chestia asta să nu se lipească. Iar în timpul ăsta pastele o să-și mai tragă din sosul ăsta. Gata, masa e servită. Au venit ai mei. I-am zis numai că mea să pune ea, ca să pot să filmez. Și o să punem și din ăsta, delicii calde de la Hochland peste. Un fel de parmezan, nu e chiar atât de puturos ca parmezanul, dar mie îmi place mult ăsta. N-am pus sare deloc, pentru că o să pun din ăsta destul de mult. Dar nu vreau să-mi scape toată punga. În fine, o să mai pun eu după aia. Cam așa arată, fraților. Poftă bună, vă doresc tuturor. Ok, hai să facem un body check. Așa la rece. Mamă, ce mă dor coatele. Se vede. S-a îmbunătățit și pieptul. Și umerii se văd bine. Bună dimineața! Începem săptămâna aceasta cu prăjitură cu brânză și stafide. Foarte multe proteine. Avem aici o cafea Jacobs pe care o voi îndulci cu o linguriță de miere de rapiță.
Voi mânca și eu linguriță de păstură. Trebuie să mă duc jos să mai iau pentru că asta aproape s-a terminat. Și voi mai mânca și eu linguriță de api complet. Foarte bune pentru masa musculară. Și api completul și păstura și prăjitura asta. Fraților, am venit să-mi iau clientul de acasă. I-am adus aici un baton proteic și mai avem în spate niște păstură. Ți-am adus niște păstură, bro. Mersi frumos. I-am adus gratis pentru că vreau să-l fac curs, fraților, și acum vom pleca la sală să ne antrenăm tare de tot. V-am zis, antrenamentul meu costă foarte mult, 1000 de lei pe lună, dar dacă nu vă permiteți, nu este nicio problemă, uitați-vă pe YouTube la clipurile mele pentru că sunt gratis și veți putea învăța foarte multe lucruri utile. Haideți că țin eu, doamna Flori. Da, e drept. E super. Am schimbat anunțul aici, că asta vechi era demodat. Da, pe mult mai mișto. Aici aveam cu 10 kg mai puțin și mi-au crescut tot și mușchii. Foarte tare. Începe acum, hai. Hai. Una. Două. Trei. Patru. Ursul. Cinci. Șase, hai. Șapte. Opt. Nouă. Până ai puțare. Zece. 11. 12. 13. 14, 15, 16, hai încă două, 17, 18. Este mă! Thank you.
De la sală, fraților, și avem aici niște leftovers, niște resturi de ieri de la paste. E o porție micuță, mi-am pus și puțin brânză din asta delicii calde de la Hochland. Mai am aici două banane și o să fie suficient pentru moment. S-a făcut ora 10, fraților, avem aici un sos făcut de maica mea cu două bucăți de carne, două ciutoiașe de pui. Să avem suficientă proteină, mai avem niște pâine de casă și maica mea mi-a adus niște murături cu gogoșari murați în oțet. Mi-a mai luat niște turte din astea dulci din magazie pentru că nu m-am săturat. Ia să vedem cum sunt. Mamă, ce bune sunt. Sunt moi așa. Proaspete, dulci, au gust de scorțișoară, foarte bune. S-a făcut ora 2:30 noaptea și am aici ultima masă pe ziua de astăzi, o brânză cottage de la Lidl, are foarte multe grame de proteină, are vreo 20 ceva de grame de proteină, are 200 de calorii, ia uitați, 11,5 grame de proteină, deci asta are 23 de grame de proteină și 200 de calorii. Și o să mai stau cam o oră treaz până termin de editat clipul ăsta, adică până îl randează. 10 greșeli pentru masa musculară. O să fie un clip foarte, foarte tare. Dacă nu l-ați văzut, chiar vă invit să-l vedeți. Neața, neața, am pregătit aici un colet pentru cineva. O să mă duc să-l rivez personal. Sunt 3 borcane de mier de salcâm. Mier de salcâm premiată la târgurile naționale apicole. Vreau să-i mulțumesc pentru că a ales miere TV și să mă asigur că are parte de cea mai bună calitate, cea mai bună miere. S-a făcut ora 11:30 și avem aici o ciorbă proaspătă făcută acum de maica mea. Ăsta nu vrea să focalizeze. O ciorbă de perișoare. Mamă, mamă, de-abia aștept să bag. S-a făcut foame. Și o să bag multe perișoare, să creștem în masa musculară, să luăm aici 200 de grame de carne, să luăm multe proteine. Cam așa arată porția mea, fraților. Ia uitați aici câte perișoare am. Stați un pic să nu dau pe lângă. Cred că mi-a pus maică-mea vreo 10 perișoare. Avem aici la carne. Ia uitați, fraților. Ce poate fi mai bun? Și o să mănânc cu niște ardei din ăsta în oțet. Ardei iute în oțet. Mai avem aici 3 colete, fraților, care au venit în urma comenzilor de pe site-ul nostru. Taică mi le-a făcut. Așteptăm să vină băiatul de la Fan Curier și le vom expedia către dumneavoastră. Să le consumați cu plăcere și să fiți sănătoși. Între timp am mai primit o comandă de la un vecin de-al meu de la Vâlcea. Vrea o miere polifloră și o miere de salcâm. Le voi livra imediat acum, pentru că trebuie să plec la sală și le voi duce. Haideți să-mi fac un sirop de afine cu apă minerală. Mi s-a făcut sete și vreau să beau ceva bun și natural, plin de vitamine. Așa, acum să punem apă minerală. A, uitați, ca un suc, numai că este 100% natural. Am uitat să-mi iau de dimineață suplimentele apicole, fraților, dar nu e nicio problemă că o să mănânc acum. O să mănânc niște păstură și voi pleca la sală. Oho, ce avem aici? Ce ai făcut, mai pus zahăr? Băi, frate, trebuie să pui miere, nu zahăr. Dați-vă și eu, la maică mea, pune zahăr. Dar pe bucata asta n-ai pus. Asta o iau eu sus și îmi pun miere. Ok, fraților, haideți să vedem cum stă treaba aici. Dovleacul, 30 de calorii pe 100 de grame. Extraordinar de puțin. Miere de salcâm. 20-30 de calorii pe linguriță. Da? Una. De fapt, punem decât una momentan. Mierea este foarte bună pentru că este laxativă. Are mai puține calorii decât zahărul.
și ne ajută foarte mult să ne ținem pofta de dulce în frâu. Mamă. Mamă. Doamne, ce bun e. Superb. Altceva. Mi-a schimbat gustul total. Mi-a zis maica mea că ăsta nu e atât de dulce, de-aia a pus zahăr vanilat peste bucata ei. Dar am certat-o, în loc să mănânce miere, mănâncă zahăr. Piele de șarpe. Mi-am dat cu lama în cap. Ok, hai să vedem aici forma. Deși sună rece. Uitați, frate, aici a rupt un jime la umeri. Uitați masă musculară, frate, la 110 kg. Alții nu arată așa, alții nu au formele astea nici la 80 de kg. Bam! Ia uite aici. 110 kg. Mai zi ceva. Mai zi ceva. Super. Ce mă, fetițo, mă, ce vrei, pofticioasă și pofticioasă ca mine. Dar ție nu-ți place așa ceva, crede-mă. Ție nu-ți place chestia asta. Ți-ți place cărnița. Și mie îmi place cărnița, da. Ce să fac? Trebuie să mai mâncăm și din astea. E chiar bun. Nu e preferatul meu, de ce să mă ascund, dar cu miere este mult mai bun. Are beta-caroten, are puține calorii, ajută la slăbit, are o grămadă de vitamine și el, e foarte bun. Eu când v-am zis că ăsta e testosteron natural, e steroid natural, fraților, nu m-ați ascultat, dar ați văzut, v-am pus acolo de pe un site. Nu de pe site-ul meu, de pe alt site. Asta e făcut cu miere. Noi avem numai siropuri făcute cu miere și cu pulpă de fruct stoarse la rece. Amestecate la rece. Ia uitați, acum l-am omogenizat. Nu o să consum în seara asta, dar Andy Popescu mi-a amintit că trebuie să încep să mai consum. Mâine dimineață sau la prânz, înainte de sală, îmi voi face dita mai paharul și o să beau cu apă minerală. S-a făcut ora 10 jumate. Aici avem niște sos. Două bucăți de carne de pui. Ia uitați-le. Două ciutoiașe. Mi-am pus niște pâinică din asta făcută în casă și o să mănânc. Am rezistat până la ora asta pentru că am fost la McDonald's și am mâncat după sală, dar n-am mai filmat. Am prins iar o ofertă cu aplicația McDonald's, însă n-am vrut să mai filmez, să vă fac poftă. Bună dimineața! Avem aici o cafea Jacobs pe care o îndulcim cu o linguriță din asta plină, așa cu vârf de miere de rapiță. Și cred că va trebui să mă duc jos să-mi iau postură. Ah, hai că mai am un pic aici. Mai am pentru acum o doză de postură și o să mănânc și o linguriță de api complet. Iar mai încolo o să-mi iau micul dejun, o să mâncăm, o să beau un sirop din ăla de pulpă de cătină, o să fac și un ceai, o să vă arăt. Nu știam ce se aude aici afară. Au venit ambalajele, fraților, au venit borcanele. În urma comenzilor foarte multe de pe site și faptul că foarte multă lume ne caută și am vândut foarte multe produse, uitați cum comandăm borcane și sticluțe cu boxurile. Mii de borcane și mii de sticluțe. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați comandat și pentru că ați ales produsele noastre Miere TVO. Să facem micul dejun, mi-am făcut un ceai. Aici a ras mai ca niște brânză de oaie și de vaci amestecat așa, bio. Și două ouă. Tot așa de țară. Și după aia o să le aruncăm într-o tigaie. O să mai tăiem niște roșii, niște castraveți, niște legume de la noi din grădină, din solar, de fapt. Și asta o să fie micul meu dejun. Cam așa arată masa mea. Mi-a tăiat maica mea aici ardei, roșie. Și o să mănânc fără pâine pentru că nu s-a făcut pâine încă și asta e, nu e începutul meu. Au venit alte comenzi. Da. S-a făcut ora 1, o să bag o banană din asta mare, de la Dole. Îmi plac foarte mult bananele.
Și în vreo 2 ore așa o să plecăm la sală. O să plec puțin mai târziu la sală și mi-am pus aici la încălzit ciorbiță. Mi-am pus o lingură de smântână, o lingură generoasă de smântână, niște ardei iute în oțet și acum o să punem ciorbiță. Haideți să vedem câte din astea punem. Câte perișoare. 2, 4, 6. Odată. Ia să vedem aici. Încă 4. Deci 10 până acum. Și cu 3. 13 perișoare. Mame, cu ghinion 13. Nu mai am vreo una. Nu mai am. 13 perișoare, fraților. Să fie. Să fie pentru masa musculară. Doamne, cât de bună ciorba asta. Aș putea să mănânc în fiecare zi de 3 ori ciorbă din asta. Atât de bune. Ia uitați, mai am decât 3 perișoare. Deci este extraordinar. Foarte, foarte bună. Îmi plac foarte mult ciorbele, dar asta e una din preferatele mele. Ia uitați, am transpirat. Deci aș mânca o porție. Hai să mergem, că mai mea lucrează. Hai să mergem, că maică-mea lucrează, fraților. După cum vă spuneam, am transpirat și aș mai mânca o porție. Cu încă 13 perișoare. Extraordinar a fost, dar nu pot să mai mănânc, vă dați seama că după aia apri la antrenament. Astăzi am zis de picioare și nu mai pot după aia să lucrez. Ok, fraților, hai să ne luăm doza de vitamine, de energie, de testosteron, de ce vreți voi. Și după aia să mergem la sală. Avem sirop de cătină, din ăsta făcut de noi. Părinții mei, punem apă minerală, așteptăm să se ducă spuma, i-am dat voleu și am plecat. Noroc, fraților! Super bun! Ia uitați-o pe mamasita, pregătește siropuri proaspete, pentru că noi facem siropuri proaspete în fiecare săptămână. După cum vedeți, nu facem tranșe mari pentru a nu se strica, să fie mereu proaspete pentru clienții noștri, după care urmează etichetarea, totul la mână, făcut de părinții mei, nu avem angajați, atenție maximă la fiecare sticluță, vă așteptăm cu o comandă pe www.miere.tvo.ro. Sunt la 3-a serie de încălzire. Facem cu 40 și după aia ne băgăm la seriile ca lumea, cu masă musculară. Acum, mai mult de 50 de kg n-am reușit să fac. Încercăm un record. Și sunteți acum, că nu pot să fac niciuna. Mă gândesc. Mi-aș fi 50 de kg de încălzire cu mine? Da, am băgat 30 de încălzire. Deci de-a sunt satana piele de oaie, bă. Uf! 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 Thank you.
2, 3. Niște roșii pe grătar de la Mediu Solar și aici avem cărniță. Ce avem de aici? Pulpe de pui, mici și... Și atât de cam, nu? Și pește. Vine pește, și peștele? Bine. Super. O să vă arătăm când punem masă. Așa, fraților. Haideți să vă arăt aici. Avem pulpă, avem mic. Am mai mâncat doi mici până acum. Avem cartofi prăjiți, avem sosuri de usturoi de la KFC, mi-am pus aici, sos barbecue din acesta foarte bun, muștar de la bunica, avem mujdei din ăsta clasic, făcut de ai mei, avem salsa făcut de prietenii noștri care au venit pe la noi, cu roșii coapte, cu usturoi și cu ulei, și avem bere, pâine, avem și pe cățeluș aici. Poftă bună vă doresc. Bineînțeles că o să mai mănânc carne, dar e farfurie mică și n-a avut loc. Au venit și peștii, dar mie nu-mi plac nici peștele. Toată se joacă la lumină, exact cum filmez eu, bineînțeles. Eu am terminat de mâncat. Poftă mare tuturor. S-a făcut ora 10 seara, am mâncat pe la ora 7. Nu am mâncat chiar atât de mult, am mâncat 4 mici, am mâncat un pumn așa de cartofi prăjiți, am mai băgat un pește, un păstrăv și două pulpe de pui și o felie de pâine de casă. Bine, felia aia face cât 2, 3, 4 feliuțe de pâine normal. Mamă, deci știți cum îmi simt picioarele? Am făcut o baie acum fierbinte să mai revin. Ajută foarte mult baia fierbinte pentru mușchi, pentru refacere. Am făcut baie vei fierbinți în fiecare seară aproape, dar ca astăzi nu m-am antrenat niciodată. Cel puțin la picioare. Deci la picioare niciodată n-am avut un antrenament atât de intens, cu greutăți atât de mari și foarte solicitant, efectiv. După ce am terminat antrenamentul, după ce am terminat seria aia, când am făcut cu 45 de kilograme, efectiv îmi simțeam pe aici, pe pulpă, pe interior, îmi simțeam fibrele musculare, pur și simplu, cum sunt întinse, simțeam o întindere așa în ele și... Cred că mâine o să am o febră musculară foarte, foarte puternică. O să vă țin la curent. Mâine, dacă se întâmplă ceva nasol,
Acum o aștept pe maica mea să vină să îmi facă un masaj cu o cremă super șmecheră și o să, cu siguranță o să mă trezesc bine mâine. Cel puțin așa sper. Dacă nu, v-am zis, o să vă țin la curent, o să vă spun. Poate fac pauză mâine de la sală dacă nu mă pot ridica din pat. În fine, vom vedea. Dar important este, fraților, să vă antrenați tare și să fiți foarte atenți, să vă faceți încălzirea foarte bine. Ați văzut, eu m-am încălzit foarte bine. Înainte de fiecare exercițiu am făcut câteva serii de încălzire și, efectiv, nici măcar n-am lucrat la potențialul maxim, pentru că nu puteam să iau atâtea greutăți în mână. La picioare, ați văzut, la fel, am lucrat la aparatul ăla cu greutăți maxime. Adică, ce să zic, am făcut un antrenament cât am putut eu de bun și de intens pentru creșterea masei musculare și de acum va trebui să mă antrenez mereu la fel, pentru că nu mai sunt începător, au trecut perioadele acelea de început în care eram super gras, în care eram obez, aveam obezitate morbidă, acum totuși am o oarecare masă musculară și trebuie să ne antrenăm mai serios pentru a crește și mai mult masa musculară. Avem un măr aici, de la noi din curte, cred că bot de iepure. Ce faci, fetițo? Vrei să ieși afară? Zi. Hai, deschide. Hai, deschide, ieși afară. Hai, Maia. Ieși. Cred că trebuie să mai vorbesc cu ea. Că dacă o strig, nu mai vrea să iasă. Ia uitați-vă la ea. Uitați-vă la maimuțica asta. Uitați-vă la maimuțica asta. Cum intre ea și iese când vrea mușchiul ei. Este ora 12 jumate noaptea, am mâncat o din asta de proteină, de 12 grame de proteină, o napolitană și nu că aș fi avut nevoie de proteine la câtă carne am mâncat astăzi, pur și simplu am vrut ceva dulce, mi-era poftă de ceva dulce. Egoală. Bună dimineața! O să încep ziua asta cu o pulpă de cătină, fraților. Mi-a plăcut foarte mult, nu mai băut de câteva zile. Ieri am băut până să mă duc la sală să fac antrenamentul la monstru de picioare. Deci a fost extraordinar antrenamentul. Am făcut baie, am făcut baie fierbinte, am făcut masaj și mă simt foarte bine astăzi. Am foarte puțin febră musculară, credeam că o să mă afecteze mai tare. O să fac paharul ăsta de cătină și mă duc jos să-mi iau păstură pentru că nu mai am. Și o să vedem și ce mănânc. Au, 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 au. Febra se simte mult mai tare când cobor scările. Febra musculară. Dar nu e nicio problemă, fraților. Trebuie să îmbrățișăm febra. Trebuie să îmbrățișăm durerea. Și să trecem peste durere. Haideți să mergem să vedem ce avem de mâncare. Ia uite, stai că mi-a pregătit aici coletele care au venit ieri pe site. Să le consumați cu plăcere și să mai comandați pentru că avem cele mai bune produse, fraților. Wow, cum arată! Mamă, mamă, maica mea a fost foarte harnică în dimineața asta. Stai că mă face gălăgie, bineînțeles, exact cum filmez eu. Ia uitați aici, mamă, cu ciolan. Doamne, exact ce îmi place mie. Mâncare țărănească, fraților, tradițională, mâncare românească. De asta am crescut, asta e preferata mea. O să se mai întărească fasolea asta când se răcește. Aici pentru cine e porția asta, pentru tati? Pentru cine vrea, am înțeles. Ce mănânc și eu de dimineață? Ia uitați, asta o să mănânc de dimineață. Prăjitură, am mai făcut maică-mea o prăjitură cu brânză dulce și stafide. Adică prăjitura anabolică cu foarte multă proteină. Haide, tai-o, ce faci? Da, maică-mea se mișcă un pic în reloare, dar nu e nicio problemă. Lungim un pic clipul cu 10 minute. Ca să tai o păliuță. Haide, taie! Asta nu s-a mai ars, pentru că a reglat ea, de fapt, că a făcut-o dimineață, eu dormeam. A reglat din aia la cuptor, alt program. Dar a trecut, m-a pus pe mine să reglez cuptorul și eu dacă nu știu cuptorul ăsta, s-a ars un pic. Doamne, tai că mă face iară gălăgie. Taie cu politiscul, taie, bate. Mă, dar cum e interesant? Ia să vedem. E, am ceva, asta nu mai e așa moale. Am folosit și altă brânză, de data asta n-am mai luat de la Lidl, am luat de aici, de la un magazin de la noi, brânză de vaci în vrac, din aceea măruntă.
Și are mai puțin zăr, era mai tare, era mai, mai cum să zic eu, mai puțin apoasă. Și vedeți, a ieșit super asta. Haideți să o gustăm repede. Haideți să o gustăm, să dăm aici repede un feedback. Vedeți, este mult mai tare. Extraordinară. Am mâncat deja un rând. Ia uitați, farfuria e goală. Și i-am zis numai că mi-a să mai întaie un rând. Mă duc sus să iau micul dejun. Să iau și păstură. Bem și paharul ăsta. Și după aia vom vedea ce mâncăm. Cred că voi mânca fasolică sau ciorbă de perișoare ca ei. Mamă, ce e aici? Mai am o oră până la sală și nu pot să mănânc. Ia, s-a mai îngroșat asta? S-a mai îngroșat. Da, nu mănânc acum, mamă, că am mâncat multă prăjitură. Am suficientă proteină și după aia nu mai pot să trag la sală. Vomit naiba pe acolo. O să mănânc când vin. Și ciorbiță și... și de asta, și felul 2. Și murăturile astea, vai cum arată. Hai de mine, abia aștept. M-am echipat, o să plec la sală acum să băgăm umeri, triceps și piept. Și aici am o banană. Vreau să vă spun să nu uitați să vă mâncați fructele de fraților, pentru că sunt foarte importante. Am venit de la sală și o să mănânc o, din asta, o fasole bătută. Am pus aici două bucăți mari de carne din ciolan. Nu prea se văd ele acum, dar ia uitați, sunt. Abia aștept să bag și o să mănânc cu murături din astea sortate. Poftă mare, vă doresc tuturor! Să-mi spuneți în comentarii care sunt murăturile voastre preferate. Aici avem niște gogonele sau, mă rog, niște roșii, sunt mai coapte așa. Nu sunt chiar gogonele. Îmi plac foarte mult ăștia morcovi. Nu mai tăia gugonea, taie morcov, că l-am place. Așa și din asta, cum se numește? Conopidă. Și varză? Unde e varză? Nu vă varză. Nu mi-ai adus varză? Nu. De ce nu mi-ai adus varză? Și varză ți-am? Păi știi că îmi place și varză. Păi spusei de morcov. Păi doar de morcov spusei, dar știi că îmi place și conopida și varză.
În fine, las că e suficient. Deci așa bună, vreau să mai împun. Uite, ți-am terminat-o. Să mai alegem pe aici o bucată de carne și să mai împun așa un polonic de fasole. E prea bună. Prea bună, prea calea țară. Porția a doua. Vă leu, ce pui de somn trăsăi. S-a făcut ora 9. Avem aici niște înghețată. M-am trezit cu o poftă de dulce de nu vă explic. Și astăzi tocmai am cumpărat de la Lidl. Este săptămâna americană, am cumpărat înghețatele astea. Vreau să încerc asta. Și să văd dacă vrea și mai din asta cu vanilie. Hai să vedem, așa arată înghețata. Miau nu vrea înghețată. Aha, ia să o gustăm, să vedem cum e. Deci ăsta e de la Gelatelli. Ăsta de la Gelatelli sunt foarte bune. Ăsta este de la mame, cum luam asta vară. Asta primăvară, de fapt, să intru la dietă. Foarte bune. Bine, nu erau așa, acum sunt de la săptămâna americană, dar erau făcute de aceeași firmă, Gelatelli, și sunt foarte bune și foarte ieftine de la Lidl. Sunt bune și sortimentele astea, cu cookie dough și choco brownie. S-a făcut ora 10:30 și am venit să iau niște prăjituri din asta, pentru că are multă proteină și astăzi am mâncat decât două mese cu proteină și mai am nevoie de o doză, cel puțin una. Poate chiar două, mai încolo, mai mâncăm ceva. Ok, cam așa arată masa mea. Am luat și un măr de jos, de la noi din curte. Avem aici prăjitură destul de multă și mi-am făcut un ceai. Avem un ceai de tei din cana Miere TVO. Poftă bună, vă doresc tuturor, dragilor. S-a făcut ora 2 noaptea și am aici ultima masă a zilei. Avem 3 mici și o pulpă, niște muștar, niște sos barbecue și două felii de pâine. Asta este ultima masă cu proteină de astăzi. Neața, neața, astăzi începem ziua cu o mână de păstură. Am fost și mi-am luat din asta nouă. Avem pulpă de cătină, sirop, mai avem un pic. O să-mi fac un sirop cu apă minerală până să plec la sală. Și aici avem api complet. O să consum și o linguriță de api complet. Ok, hai să mâncăm că s-a făcut ora 1:30 și trebuie să plec la sală. Haideți să vedem câte de-astea mi-am pus. 2, 4, 5. Câte perișoare. Pentru că am nevoie de proteină multă, da? 2, 4 și cu 5, 9. Chiar dacă produsele mele apicole au proteină, mi îmi place foarte mult carne. Plus 2, 11. Cu 3, 14. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Și mai avem 2. 16 perișoare. Foarte bună ciorba asta, îmi place foarte, foarte mult. Și ziceți că mâncați miere de 50 de ani? Da. De 50 de ani ați consumat miere? Da. Super. Și asta v-a ținut, nu? Da, eu îmi iau când iese... Nu, decât 100, vă rog. Așa. Și cât consumați? Ha? O linguriță, două pe zi, cât consumați? Nu, pregătesc în lămâia. A, cu lămâie, așa. O taie, o caresc un pic și după aia o tai. Bucățele și după aia pun muscat de borcan peste ea. Și când se termină, o amestec, când se termină, fac altă. Și acum câți ani aveți? A? Dacă îmi permite să vă întreb, câți ani aveți 81. Acum? 81. 81? Wow, mulți înainte. Acum, în septembrie. Super. Noi nu știu dacă mai prindem atâta. Mă duc să-mi iau clientul de acasă și după aia mergem direct la sală, fraților, trebuie să facem un antrenament super monstru și astăzi pentru masa musculară. Abia aștept să trag de fiare, să le rup în două. Au venit pixurile personalizate, fraților, cu miere TVO. Să-i dau aici la clientul meu două pixuri. Poftim, bro. Mulțumesc. We'll be right back.
facem un record personal, să fac toate lucrurile aici la spate. Ia uitați. Am băgat cuiul aici, pentru că la ultima gaură nu intră. Deci absolut toate greutățile care merg la acest aparat. Haideți să vedem. Bine, lume, frate, și mă încurajez, da? Am da. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Greu. Este, mă, am reușit. Record personal. Bam! Și clientul meu. Cum e, frate? Grea? Grea. 103 kg aici. Thank you.
am ajuns acasă, nu știu ce sunt astea pe aici. Ce... M-a scos mai așa ceva, pentru că eu vreau să mănânc fasole. Ah, uite că a pus și la încălzit fasole. Ia să vedem aici, să facem controlul calității. O bucată de carne, două... Mai vreau carne. Vreau 3-4 bucăți de carne. Ia, atâta și pune tu, că nu era pentru. Și aici ce avem? Murături. Dar pentru cine era? Pentru noi, pentru noi. Și asta ce e aici? Ia mănânc eu cu brânzica. Da? Mm-hmm. Așa, fraților, haideți să mai punem carne. Mamă, ce de carne aici. Încă o bucată. Dar aș vrea și niște grăsime din aia cu... E grăsime acolo, nu? Unde? L-am încălzit sau în asta mare? Mai e? De la cu șorici. Mamă, mai punem încă una din asta mare. 4 bucăți de carne. Vai de cap meu ce e aici. Abia aștept. Hai să vedem cum sunt aceste mini muffins de la McKennedy ăsta. A fost săptămâna americană și mi-am luat mai multe prostii de genul acesta. Hai să vedem. Uh-huh. Da, e bună. Merge. E un pic amăruie. E cine știe ce, da? Ai. Ia uitați-vă cât must am băut. Dintr-un ăsta de 5 litri. Am băut 2 litri jumate. Am băut jumate din sticla asta. E enorm de mult. Dar știți cum mă curăță? Și este foarte bun, nu știu, îmi place foarte mult. E prima dată când beau must pe anul ăsta și cred că asta o să fie singura sticlă pe care o să beau. S-a făcut ora 1 noaptea, am aici niște prăjituri din asta cu proteină, am decât 4 bucățele de data aceasta, nu mi-este așa foame, să aveam poftă de ceva dulce și aici mi-am făcut un ceai din același somn liniștit. Apoi încerc să adorm. Cam acesta a fost clipul pentru săptămâna aceasta, fraților, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult să cresc în recomandatele celor de la YouTube și clipurile mele să ajungă la cât mai multe persoane și să inspir cât mai multe persoane să facă o schimbare și să slăbească sau să pună masă musculară, să devină mai sănătoși. Dacă doriți să faceți o comandă de produse apicole, vă aștept pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo veți găsi cele mai bune produse apicole la cele mai bune prețuri. Urșii mei, eu sunt Otto. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Visul american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdul. Catru film prost de la Hollywood. Trăiesc visul american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school.